Sfânt Dumnezeu, mă aflu în mijlocul dumneavoastră seara aceasta și tot prin voia Lui, prin predica din această seară, aș vrea să răspund la o întrebare crucială ce privește viața noastră. Dar înainte să enunț întrebarea aceasta, aș vrea să răspund în introducerea mesajului că noi oamenii, atunci când deschidem Biblia și când citim în Cuvântul lui Dumnezeu, ne împărțim din stat în două categorii. Există o categorie de oameni care atunci când deschid Biblia și citesc în Cuvântul lui Dumnezeu, ei citesc ceea ce cred. Citesc cu interpretarea lor dinainte, cu preconcepțiile lor, având obiceiurile și tradițiile lor, și ei citesc ceea ce cred. Există însă, spre deosebire de aceștia, o altă categorie de oameni care cred ceea ce citesc. Ei nu interpretează Biblia dinainte. Ei nu-și dau cu părerea anterior. Ei cum citesc, așa și cred. Și tare m-aș bucura în această seară noi să facem parte din această categorie. Cum citim în Biblie, așa să și credem. Amin. 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 Din păcate, unii nu cred ceea ce scrie în Biblie. Și spun, mai lasă-mă cu Biblia. Nu pot să cred. Oameni care nu cred ceea ce scrie în Cuvântul lui Dumnezeu, însă cred ceea ce nu scrie în Biblie. De aceea am vrut să vă conștientizez în această seară, înainte de a mă apropia de întrebarea predicii, cât de important e când deschidem Cuvântul lui Dumnezeu, când citim în Biblie, să credem adevărul lui Dumnezeu în întregime, așa cum l-a dat Dumnezeu. Amin. Așadar, vom privi în această seară în Cuvântul lui Dumnezeu și ne vom apropia de o întrebare existențială. O întrebare atât de importantă pentru viața noastră și ar fi bine să ne punem fiecare dintre noi întrebarea aceasta, care sună astfel. Cum știu cine sunt? Vedeți dumneavoastră, oricând ne poate opri cineva la o intersecție de drum și să ne întrebe, dar tu cine ești de fapt? În orice moment al existenței putem primi un telefon și de la capătul celălalt al firului cineva în modul cel mai transparent și cel mai direct să ne întrebe, auzi, tu poți să-mi spui cine ești? Cine suntem noi în realitate? Mă refer din punct de vedere spiritual. Această întrebare, cum știu cine sunt, are menirea în această seară să-mi descopere adevărata mea identitate de creștin. Pentru că nu pot să trec prin lumea aceasta, să fiu copilul lui Dumnezeu și când mă întreabă oamenii cine sunt, pe de adevăratele să nu știu. La întrebarea, cum știu cine sunt, am auzit foarte multe păreri. Unii spun, în zilele noastre, răspunzând la această întrebare, spun ei, sunt ceea ce iubesc. Iubesc Coca-Cola, iubesc Mercedes-ul, zice iubesc Facebook-ul, iubesc TV-ul și lumea ne inoculează această idee. Ești în viață ceea ce iubești. Alții, spre deosebire de aceștia, vin și ne spun, de fapt, noi nu suntem ceea ce iubim. Suntem ceea ce gândim. Și lumea îți va spune, ești ceea ce gândești. Unii se vor gândi că o să înceapă din nou școală. Alții o să se gândească că viața trece, alții la sănătate. Alții cum să câștige mai mulți bani, alții la o posibilă plecare în diaspora. Și noi oamenii tot gândim. Și lumea
ne inoculează această idee. Sunteți ceea ce gândiți. Spre deosebire de aceste două categorii, am auzit o variantă mai nouă. Sunt oameni care la ora aceasta cred și afirmă cu convingere că noi suntem ceea ce mâncăm. Vedeți, se pune un foarte mare accent în vremea noastră pe dietă, pe sport, pe a slăbi, pe a face ceva cu kilogramele în plus. Din nefericire, unii trăiesc pentru a mânca, iar alții mănâncă. Și ăștia fac parte din categoria celor înțelepți. Mănâncă pentru a trăi. De fapt, cine suntem noi în realitate? La întrebare, acum știu cine sunt, am citit undeva o întâmplare foarte drăguță despre un om, un bărbat din estul Europei care a călătorit în Statele Unite ale Americii cu un grup de oameni într-o excursie. Și după o perioadă de timp petrecută în Statele Unite ale Americii, omul acesta s-a gândit să se despartă de grupul respectiv și să-și caute ceva de muncă pentru a strânge câțiva dolari la întoarcere pentru familia lui. A tot căutat el în stânga și în dreapta ceva de muncă prin America și nu mai n-a găsit. Într-o zi, întâmplarea spune că bărbatul nostru s-a trezit în fața unei grădini zoologice. A adresat o întrebare celor de acolo și a zis: nu vă supărați, n-aveți cumva un post de îngrijitor disponibil la grădina zoologică? Și directorul acelei grădini i-a răspuns: omule bun, ne pare rău, dar nu avem un asemenea post disponibil. Însă avem un alt post care ți-l putem oferi. Este mult mai solicitant, dar este și mult mai bine plătit. Să spun, a zis directorul acestei grădini, despre ce este vorba. Atracția grădinii noastre zoologice a fost o gorilă care prin figurile ei artistice, prin tumbele ei, atrăgea foarte multă mulțime. Numai că de ceva vreme gorila noastră s-a îmbolnăvit și în cele din urmă a murit. Așa că ceea ce trebuie să faci dumneata, dacă vrei să fii angajatul grădinii noastre zoologice, e să îmbraci o piele de gorilă și să joci, începând de astăzi, rolul ei. Omul nostru, auzind că oferta este bună, este foarte bine plătit, a acceptat-o, i s-a dat pielea aceea de gorilă și a fost condus la cușca lui. Zice: aici poți să dormi, ai un hamac pe care să te odihnești în timpul zilei la soare, ai câteva frânghi pe care să te cațe, ai câțiva copaci prin care să urci și tot ceea ce trebuie să faci e să joci rolul gorilei dinainte, care atrăgea mulțimi după mulțimi prin ceea ce făcea la grădina zoologică. Și a început omul nostru să își exerseze slujba. Omul nostru goril. Într-o zi, când era foarte multă lume, spune întâmplarea aceasta la grădina zoologică, în timp ce el se cățăra pe frânghile acelea și se balansa dintr-o parte în cealaltă, în timp ce făcea tot felul de figuri artistice, oamenii au început să aplaude, se strângeau mulțimi după mulțimi. În mijlocul lor acolo a sosit directorul grădinii respectiv. Și a zis: oameni buni, vreau să vă spun ceva. Gorila aceasta face parte dintr-un exemplu foarte rar. O specie foarte rară, așa că vă rog să fiți foarte atenți la exercițiile ce le face. Nu o să mai întâlniți nicăieri un asemenea exemplar. Și în timp ce ea se balansa pe frânghile acelea dintr-o parte în cealaltă, la o neatenție. Întâmplarea spune că a căzut în cușca vecinului, unde era un leu uriaș, cu o coamă foarte mare, și fiind la câțiva metri de el, omul nostru, îmbrăcat în piele de gorilă, a strigat cât l-a ținut gura: ajutor! Ajutor!
Întâmplarea spune că leul a ridicat puțin laba spre gorilă și printre dinți a mărit. Taci din gură că ne pierdem amândoi slujba. Morala acestei întâmplări ne spune nouă în această seară că dacă nu suntem în interior, ca la exterior, într-o zi, adevărul va ieși la suprafață. Pentru că noi ceea ce facem va arăta la urma urmei ce suntem cu adevărat. Eu am o vorbă ce o spun prietenilor mei, cu cei cu care îmi permit. Le spun foarte răspicat. Nu vă încredeți în vorbele oamenilor. A niciunuia. Încredeți-vă doar în faptele lor. Fiindcă viața, oameni buni, se trăiește la nivelul faptelor și nu a vorbelor. Oamenii sunt ceea ce fac și nu ceea ce afirmă. Tot ceea ce vrei să știi despre adevărata ta identitate de creștin vei afla din ceea ce faci și nu din ceea ce spun. De fapt, asta își propune Apostolul Iacov să ne comunice nouă prin paragraful citit între noi în această seară. Știți că Iacov afirmă explicit, n-are rost să ne tot batem cu pumnul în piept că noi suntem creștini, dacă nu se vede în acțiunile vieții noastre. El ne spune la modul răspicat, la modul concret, identitatea noastră de creștin nu e dovedită de afirmațiile noastre, ci de acțiunile vieții noastre. Așa că întrebarea aceasta rămâne, cum știu cine sunt de fapt? Și în seara aceasta ne vom referi prin ajutorul lui Dumnezeu la trei adevăruri care o să ne scoată în relief adevărata noastră identitate spirituală. În primul rând, la întrebarea cum știu cine sunt, identitatea mea creștină are de-a face, vă rog să rețineți, cu credința mea. Identitatea noastră creștină, în primul și în primul rând, are de-a face cu ce fel de credință avem noi. Destinatarii lui Iacov, cei cărora le scrie, erau evrei convertiți la creștinism. Și la fel ca și astăzi, probabil, și atunci, unii dintre ei erau creștini pe de adevăratele, pasionați de Dumnezeu, de Cuvântul lui Dumnezeu, pasionați de biserică. În schimb, alții erau creștini cu numele, creștini lumești. Și Iacov se simte nevoie, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să le scrie o epistolă și le pune înainte mai multe teste. Ca fiecare din ei să-și verifice propria credință. Și primul test care îl dă Apostolul, inspirat de Dumnezeu, este în capitolul 1 de la versetul 2, care are de-a face cu răbdarea creștinului în fața încercărilor. Și știți ce le zice Iacov? Încercările în viața de credință sunt inevitabile. În funcție de modul cum te raportezi la ele, vei dovedi dacă ești în credință adevărată sau nu. Le rabzi sau te enervezi? Sau zeci din papuci? Sau faci reclamații la adresa lui Dumnezeu? Apoi Iacov se simte nevoit să le pună înainte un al doilea test. În capitolul 1 din Iacov, începând cu versetul 12, care are de-a face cu victoria asupra ispitelor. Vor veni provocări, tentații. Vei fi ispitită, vei fi ispitit în viață. În funcție de modul cum ne raportăm la ispită, se va vedea ce credință avem. Și zice Iacov, nu-i suficient. Am să vă mai dau un test. Și provoacă pe destinatarii lui, de la versetul 21 din capitolul 1, test care are de-a face cu raportarea lor la Cuvântul lui Dumnezeu.
Și știți ce le zice apostolul? Zice, între voi există o categorie de oameni care au problemă cu memoria. Ei cu auzul stau foarte bine. N-au problemă la auz, dar au problemă cu memoria. Ceea ce aud, uită repede. Știți cum i-a numit Iacob? Ascultător, uituți. Și spune Iacob, în funcție de modul cum ne raportăm la Cuvântul lui Dumnezeu, se va ști ce fel de credință avem. Și Iacob nu se oprește aici. Le pune înainte un al patrulea test, care începe de la versetul 1 din capitolul 2, care are de-a face cu modul în care credincioșii din biserică se raportează la diferitele clase sociale. Apăruse o situație de discriminare. Și Iacob zice, aveți de grijă, că în biserică nu sunt numai bogați. În biserică e și clasa săracilor. În biserică sunt și oameni mai puțin băgați în seamă, de societate. Noi știm că în biserică există și oameni de rând, obișnuiți, clasa de mijloc. Și Iacob zice să nu faceți diferență între oameni. Că dacă veți face, e bai cu B mare de credința voastră. Și urmează testul numărul 5 de la versetul 14 din pasajul nostru din această seară, care are de-a face cu aplicarea credinței noastre. Credința care n-are roade, zice Iacov, este una moartă, este o credință lipsită de orice sens. De ce oare Iacov, apostolul, se simte nevoit să-și testeze destinatarul? N-ar fi putut apostolul să le scrie o scrisoare frumoasă în care să-i laude, să-i aprecieze, să le dezvăluie planul lui Dumnezeu? De ce se simte el nevoit să-și pună destinatarii la test? Unii dintre evrei convertiți la creștinism de la legalismul iudaic, vreau să rețineți detaliul acesta, s-au întors la antinomianism. Amu, antinomianismul acesta nu este o altă limbă, ci are de-a face, să zic așa, cu lumea teologică. Și am să vă explic despre ce este vorba. Unii considerau că pentru a fi mântuit, omul trebuie să creadă în Iisus Hristos ca Mesia, dar nu-i suficient. Trebuie neapărat să păzești la literă și legea lui Moise. Iar alții, spre deosebire de aceștia, spuneau, e suficient să declar cu gura ta că Iisus Hristos este Mesia și ești mântuit. Așa că unii dintre ei puneau un accent exagerat pe fapte, spunând, mântuirea nu-i doar prin har și prin credință. Mântuirea este și prin fapt. Puneau oarecum credința și faptele în balanță și ziceau ei, e 50-50%. 50% ești mântuit prin fapte și 50% prin credință. În schimb, ceilalți neglijau faptele bune la modul absolut. La modul complet. Și spuneau, e suficient ce crezi. Nu mai contează cum trăiești. Cum s-a ajuns aici? Oamenii aceștia au ajuns să înțeleagă greșit harul lui Dumnezeu. Au ajuns să trateze într-un mod foarte ieftin harul adus de Hristos. Vorba unui teolog care spunea, acești oameni au ajuns la percepția că harul lui Dumnezeu puteai să-l găsești pe orice tarabă. Așa că ei credeau că odată ce și-au mărturisit cu buzele lor credința în Domnul Iisus Hristos, nu mai trebuie să facă absolut nimic. Indiferent cum vor supraviețui, în cele din urmă vor fi mântuiți. Și atunci Iacob se simte nevoit să le atragă atenția și le zice așa, frații mei, și este o întrebare aici. Ce-i folosește unui om să spună că are credință, dacă nu are
Poate oare credința aceasta să-l mântuiască? Poate oare? Aceasta e întrebarea din această seară. Cât sunt de dumneavoastră ați auzit de Martin Luther? Puteți să-mi faceți un semn cu mâna. Se spune că Martin Luther, într-o zi, s-a apucat să cerceteze epistola lui Iacov. A citit-o, a studiat-o cu deamăruntul și a auzit la ce concluzie a ajuns. Fiindcă a fost foarte vehement împotriva acestei epistole. Luther, cu gura lui, a declarat următoarele. Epistola lui Iacov este o epistolă de paie. Zice Iacov, prin ceea ce scrie, nu face altceva decât să contrazică mântuirea prin har. Și implicit, spunea Luther, Iacov, prin toată scrierea lui, îl contrazice pe Sfântul Apostol Pavel, care a scris și a predicat foarte mult despre mântuirea prin har și prin credință. Dragii mei, vă spun ceva în această seară. Apostolul Iacov nu spune că mântuirea ar fi altfel. El nu-l contrazice cu niciun cuvânt pe Pavel. Faptele bune despre care scrie Apostolul Iacov nu sunt o condiție a mântuirii, ci sunt o consecință a ei. Așa că un creștin adevărat nu face fapte bune pentru a fi mântuit, ci face fapte bune fiindcă este mântuit. Dar aici se naște o întrebare. Poate un necreștin? Poate un nemântuit să facă fapte bune? Și dacă face fapte bune, ce se va alege cu viața unui asemenea om? Și așa, dacă se poate afișa Ecleziastul 2:26. Să vedeți ce înseamnă ca un om păcătos să facă fapte bune. Zice Iacov, zice aici înțelept în Ecleziastul, căci el, adică Dumnezeu, dă omului plăcut lui înțelepciune, știință și bucurie. Da, și acum e partea care ne interesează. Celui păcătos îi dă grija să strângă și să adune ca să dea celui plăcut lui Dumnezeu și trage o concluzie înțeleptul. Și aceasta e deșertăciune și goană de Domnul. Vreau să rețineți următorul detaliu. Oricât bine ar face un asemenea om, nu-și schimbă cu absolut nimic identitatea. Înaintea lui Dumnezeu rămâne cum? Păcătos. Și zice că Dumnezeu îi pune grijă aceasta ca să aibă milă și să-l ajute pe cel plăcut lui. Adică omul plăcutul lui beneficiază de două avantaje. Nu doar că primește de la Dumnezeu înțelepciune, știință și bucurie. Îi mai dă și ăla păcătos. Îi pune Dumnezeu grijă asta. În spinare, dacă îmi permiteți expresia. Dar când se trage linie, tot păcătos rămâne. Așa că în iad, vreau să nu vă sperie în această seară, vă spun numai adevărul. Vor fi mulți oameni care în viața aceasta vor fi făcut mult bine. Dar vor ajunge acolo. Fiindcă ei niciodată n-au crezut pe de adevăratele în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Și faptele lor n-au fost un efect al credinței. Au fost făcute din diferite motive. Am întâlnit oameni care fac fapte bune ca să le compenseze pe cele rele. Spunând că la urmă urmei se pun în cântar și o să dea bine. Am întâlnit oameni care au făcut fapte bune din orgoliu. Fie dar noi să facem fapte bune care să fie un rezultat al credinței în Hristos. Mântuirea este în întregime darul nemeritat al lui Dumnezeu. Oferit omului care se pocăiește sincer de păcatele lui și crede în Fiul lui Dumnezeu, în Domnul Iisus Hristos. Dar ca să fie recunoscută ca autentică, credința
trebuie neapărat, neapărat trebuie să fie urmată de fapte bune. Dar ordinea, vreau să rețineți la Dumnezeu, este aceasta. Mai întâi e credința. Și apoi sunt fapte. Vă aduceți aminte Apostolul Petru când scrie cea de-a doua epistola lui. Și vorbește el acolo de un lanț de virtuți care sunt legate una de cealaltă. Petru nu spune să unim cu fapta credința. Ci știți cum spune Apostolul Petru? Să unim cu credința noastră fapta. Aceasta a fost ordinea și este ordinea dintotdeauna la Dumnezeu. Credință și apoi fapte. Aș face aici o paranteză scurtă. Sunt persoane între noi în această seară care n-au încheiat legământ la o vârstă matură cu Dumnezeu, în apa botezului. Puteți să învațeți un semn? Domnul să vă binecuvânteze. Știți că și din punctul acesta de vedere, mai întâi e credința și apoi e botezul? Și botezul, biblic vorbind, este o faptă a credinței adevărate. O roadă a credinței autentice în Domnul Iisus Hristos. Noi nu suntem mântuiți prin botez. Noi suntem mântuiți prin har, prin credință, prin Domnul Iisus Hristos. Dar implicit un om care vine la credință adevărat, implicit se va boteza? Că nu poți să separi credința de botez. Pentru că ele se leagă una de cealaltă. Iar adevăratul botez în apă este o faptă autentică a credinței reale în Dumnezeu. Așadar, cum știu cine sunt? În primul rând, identitatea mea de creștin are de-a face cu credința. În al doilea rând, în seara aceasta. La întrebarea, cum știu cine sunt? Al doilea lucru, identitatea mea de creștin are de-a face cu caracterul meu. Observați, începe acest principiu cu aceeași literă. Credință și doi, caracter. Am primit zilele acestea o lecție mare de caracter. Săptămâna care urmează, în ziua de miercuri, trebuia să merg într-o tabără creștină de tineret să slujesc. Și fratele păstor Mieiță Dănilă m-a sunat zilele trecute și mi-a zis, frate Iosif, eu sunt programat în aceeași tabără să predic în ziua de marți. Dar fiindcă luni ar trebui să fac o călătorie până la București pentru a face o injecție mai specială datorită alergiei. Deci n-ai putea să facem o rocadă să mergi tu să predici marți seara și mă duc eu în locul tău miercuri seara. Și zic, frate Mieiță, cum să nu? Sunt liber, sunt disponibil. Facem rocada aceasta. Ca ieri să mă sune și să spună, frate Iosif, am fost plecat în zona Sătmarului și am făcut injecția aceasta la Oaș. Așa că nu mai e nevoie să merg până la București și am vrut să afli de la mine, ca nu cumva să afli din altă parte și să spui, uite, domnule, fratele mie aici să mă duce cu vorba. Eu am avut apreciere față de omul acesta, dar ascultați-mă, de ieri aprecierea mea a crescut și mai mult. Fiindcă omul acesta a dat dovadă de sinceritate. Și a zis, nu mai trebuie să bat drumul acesta până la București. Așa că rămâne la latitudinea ta. Dacă vrei, mergi marți, așa cum am planificat să predici, dacă nu te duci miercuri. Dar vreau să știi de la mine ce s-a întâmplat. Dragii mei, cine suntem noi cu adevărat, în punct de vedere spiritual, o va dovedi caracterul nostru. Sunt acel om ce fel de caracter am. Și știți ce înseamnă ca cineva să aibă caracter? Să existe integritate între gânduri, vorbe și acțiuni. Gândurile să nu contrazică vorbele, vorbele să nu contrazică acțiunile vieții noastre, ci să existe armonie între gânduri, între ceea ce gândesc, între ceea ce afirm și între ceea ce fac.
Iacov face aici în epistola lui, în capitolul 2, o comparație între credința fără fapte, ca o preocupare doar verbală față de o nevoie reală, fără demonstrarea ei în practică. Și auziți ce zice Iacov de la versetul 15. Dacă un frate sau o soră sunt goi și lipsiți de mâncarea de toate zilele și unul dintre voi le zice... Duceți-vă în pace, încălziți-vă ca și cum central aveți, lemne de foc sunt, săturați-vă, deschideți ușa la frigider, frigiderul e plin, nicio problemă, mergeți, mâncați, încălziți-vă, totul, cum zice americanul, e ok. Numai că Iacov zice, cum poți să spui așa ceva unui om care n-are cu ce să se îmbrace? Unui om care... Frigiderul lui este gol. N-are lemne pentru foc iarna. Aici Iacov, vreau să precizez următorul lucru, nu se referă la o nevoie temporară a cuiva. Ci la o situație de lungă durată. Problema aceasta este o problemă la care persoana respectivă, în cauză, nu poate să facă față singură. Așa că are nevoie de ajutorul altora. Faptul că o persoană duce lipsă de îmbrăcăminte, faptul că o persoană n-are ce mânca, înseamnă că persoana respectivă de multă vreme trăiește în sărăcie. Iar o astfel de persoană, ne spune Apostolul Iacov în această seară, trebuie neapărat ajutat. Cu atât mai mult dacă este creștină, întoarsă la Dumnezeu. Știți că în cazul nostru de față, Iacov, apostolul, nu încurajează irresponsabilitatea morală? Iacov nu-și propune, prin ceea ce scrie, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, să încurajeze lenea. Și aici este vorba de o nevoie reală. Eram cândva la intersecție în Timișoara și scrie acolo, nu dați bani cerșetorilor. Și cineva cu cariocă, cu negru, a tăiat cu nix. Și de desubt, ce credeți că a scris? Numai euro. Îi vezi pe mulți la intersecții de drum, cu mâna întinsă, sănătoși, întregi. Iacov nu-și propune să încurajeze lenea. Probabil, convertirea la credința în Domnul Iisus Hristos a dus, spun cercetătorii Sfintelor Scripturi, la concedierea unora dintre ei, iar altora la alungarea lor din familie, de acasă. În special în vremea aceea se întâmpla ca tinerii și femeile fie să fie concediați de la lucru, fie să fie alungați din familie. Pentru că s-au întors la Dumnezeu. Așa că cel sau cea în cauză ar vrea să muncească pentru a-și câștiga existența, dar n-are unde. Că nu-i oferă nimeni nimic de lucru. Între timp, dumneavoastră, știți ce se întâmplă? Hainele, ce se întâmplă cu ele? Se uzează, se învechez, nu? Mâncarea, pentru astfel de persoană, devine un lux. Iar sărăcia va fi la ordinea zilei. Va fi evidentă. O astfel de persoană, ne spune Apostolul Iacov, trebuie neapărat ajutată. Încă, dragii mei, identitatea noastră de creștin nu e dovedită și afirm pentru a nu știu câte oară în această seară de ceea ce spune. Ci de ceea ce facem în situațiile concrete când există o nevoie reală. Cunosc o familie de credincioși de la noi din Alba Iulia, de unde eu mă trag. O familie care mi-a lăsat un gust plăcut prin exemplul lor de viață. Am avut o colegă în liceu, bătută de părinți, abuzată verbal, venea deseori la școală plângând, datorită faptului că părinții ei au aflat că ea vrea să se pocăiască. Vorbeau cu ea foarte urât. Într-o zi, taică s-o fi îmbiat, a luat-o la pumn, a lovit-o cu picioarele. O bătaie zdravănă. Șansa ei de scăpare a fost că
A sunat interfonul și el s-a dus să vadă cine vine în vizită. Locuind la parterul blocului, ea, desculță cum era, bătută zdravân, a deschis geamul și a sărit pe geam. Și a alergat în viteză mare la familia aceasta de credincioși, care nu odată, nu de două, ci nenumărate rânduri, au dat dovadă de un exemplu extraordinar, primind-o în casa lor, oferindu-i tot ce a avut nevoie. N-a contat la ce ora a venit, n-au spus niciodată că e prea mult. Pentru că asta înseamnă nevoie reală, în care noi, ca și creștini, trebuie să fim un exemplu. Doamne, ajută-ne! Amin. Știi ce spune Iacov? Pot afirma cât vreau. Să strig în gura mare, că îmi pasă de oameni. Dacă nu transform vorbele mele în acțiuni, atunci când este cazul. O astfel de credință, ne spune Apostolul, mă scuzați, este egală cu a demonilor. Nu este uimitor cum ajungem noi oamenii să plângem la câte un film? Câteodată sunt unii care strigă în gura mare. Gol! Când marchează echipa lor preferată. Alții se emoționează de numai la știrile de la ora 5. Fac ochii mari la câte un cancan. Îi compătimesc pe cei care sunt în pușcărie pentru corupție. Însă rămânem reci la nevoia reală a semenilor, a fraților noștri de credință de lângă noi. Circula o vorbă mai de demult despre o regină care a trăit cu ani mulți în urmă. Zice că într-o zi ce a venit ei, era o zi de iarnă geroasă, multe grade cu minus afară, s-a gândit să se ducă să vadă o piesă de teatru. Și a luat vizitiul, a luat cai, trăsura și s-a dus la piesa ei de teatru. Când a ajuns în fața teatrului, a zis vizitiului, tu rămâi aici, ai grijă de cap. Eu mă duc la piesa de teatru. Și a intrat înăuntru și a stat acolo câteva ceasuri. Și spune istoria aceasta că nu de puține ori ochii ei au înlăcrimat. A plâns la unele secvențe de numai, iar când a ieșit afară și s-a apropiat de vizitiu, era aproape înghețat. Aproape mort. Și n-a avut nicio reacție. Față de o situație reală și dureroasă din viața unui apropiat, a unui cunoscut. A rămas foarte rece la starea acelui vizitiu, care era aproape mort de frig. O, cât de adevărate sunt cuvintele lui Spurgeon, care spunea el așa, noi oamenii suntem mântuiți doar prin credință, fără fapte, virgulă. Dar nu printr-o credință lipsită de fapte. Cine poate să înțeleagă propoziția aceasta a ajuns mare creștin în viața lui. Noi suntem mântuiți și reamintesc doar prin har, prin credință, fără fapte. Dar nu printr-o credință lipsită de fapte. Așa că identitatea noastră în al doilea rând, vreau să rețineți în această seară, e reflectată de caracterul nostru. Ceea ce suntem se va dovedi în ceea ce facem. Cum știu cine sunt? Contează credința cea? Doi, contează caracterul cela? Și trei, și ultimul lucru din seara aceasta. La întrebarea cum știu cine sunt, din punct de vedere spiritual, dar și creștin, identitatea mea creștină, în al treilea rând, are de-a face cu curajul meu. Mă refer la acel curaj spiritual pe calea lui Dumnezeu. În acțiunile vieții spirituale. Nu mă refer în această seară la acel curaj nebun că i-o veni cuiva sub o formă de teribilism cu 200 la oră să intre în copac. Sau trec oamenii pe trecerea de pieton și pur și simplu îi sfidează și intră în plin. Nu la un asemenea curaj mă refer în această seară. Și mă refer la curaj pe calea credinței. Cineva spunea, curajul nu înseamnă puterea de a merge înainte.
ci a merge înainte atunci când nu ai putere. Atunci când ai putere, nu-i prea greu să înaintezi. Dacă nu ai putere, când îți slăbește puterea, atunci se va vedea ce fel de curaj avem.